Europa FM, pe aceeași frecvență cu tine. Omul de milioane pe care îl cunoaștem în această săptămână la Europa FM nu are nevoie de prea multe introduceri, pentru că ar trebui să-l cunoașteți și este unul dintre acei români care ne fac să ne simțim mândri de fiecare dată și să ne descoperim valorile cu adevărat care ne reprezintă într-un an centenar. Maestrul Cristian Badea, bună dimineața, bun venit! Bun dimineața, mulțumesc. Muzica este viața dumneavoastră, a spune. Da, este. Am, am început când eram foarte, foarte mic, aici în România, și uite că încă mă mai interesează, și din ce în ce mai mult, de fapt. În prezent locuiți în Statele Unite, da. veniți în România doar pentru concerte și evenimente speciale. Nu reușim să vă vedem chiar atât de des în, în țară. N-aș spune speciale, aș spune că vine România într-un mod regulat. Vine România. Am început în 2006, după o pauză de 30 de ani. Deci, timp de 30 de ani n-am venit. În 2006 am început să vin în țară și am început să mă implic din ce în ce mai mult în viața culturală și în ultimii șase ani și prin fundația pe care am creat-o, Fundația Română pentru Excelență în Muzică. Cât de greu e să stai departe de țară și totuși să fii crescut aici, să-ți fi format anumite deprindere artistice în țară și totuși să nu poți să profesezi în țara în care te-ai născut? Nu am avut această problemă. în sensul că, în primul rând, din cauza că călătoresc peste tot în lume, am învățat cum să mă adapt. Să mă adaptez. Mă adaptez la condiții, mă adaptez la diferite culturi, Bineînțeles, când am venit prima dată în România a fost așa un pic mai uh, interesant, că fusese o pauză mare, dar n-a durat mult până când m-am adaptat. Uh, în România mă implic pentru simplu motiv că am plecat din țară cu un bagaj de cunoștințe și cu o etică de muncă extraordinară. Uh, pe vremea aceea școala românească era excepțională, profesorii erau foarte buni, din păcate acum nu mai avem. Această școală a dispărut, și, tot așa ca mine, mulți dintre colegii din generația mea și alte generații, cu ce le-a dat România, cu ce le-a dat școala de aici, au plecat în diverse țări și au făcut carieră foarte, foarte bună. Din păcate, acum nu mai este cazul, fiindcă mulți dintre tinerii talentați și Dumnezeu știe că românul e muzician, deci vin tot timpul talentele, cu cele de școala românească nu pot să-și facă un drum pe afară. Deci trebuie să ducă, să-și facă mastere și așa mai departe ca să se pună la zi, ca să zic așa. Că locuiți în Ohio, există cumva... locuiești în Statele Unite, dar locuiesc pe avion. <laughs> da. Există cumva vreo imagine creată asupra românilor acolo în afară de care vă împiedică, nu știu, să le spuneți oamenilor că sunteți din România? Nu mă împiedică nimica și situația, imaginea României depinde de la țară la țară. Din păcate, multe dintre țările europene au imaginea României care nu corespunde cu realitatea și este o imagine care, da, de care știm aici, dar nu cred că facem destul ca să o schimbăm. Nu este o imagine pozitivă. Dar este o imagine care ar putea fi schimbată dacă s-ar face anumite lucruri într-un mod consecvent. Și primul lucru care se poate face este cultura. Sunteți unul dintre acei ambasadori, și permiteți-mi să vă numesc așa, da, pentru România, da, da. în momentul în care mergeți prin toate da, colțurile da, da, lumii. V-ați lovit vreodată de o reacție de genul sunteți din România, eu aveam cu totul și cu totul altă imagine. Și uh, să personal, o schimbați prin ceea ce faceți? Personal nu, personal nu, nu, nu pot să spun că am avut un șoc sau am avut o neplăcere, dar știu că imaginea României că văd și eu ce se întâmplă la televizor, online și așa mai departe, um, văd că situația imaginea nu este bună, din păcate. Um, părerea mea este că în momentul când avem ambasadori culturali. Cu tradiția culturală pe care noi o avem, și cu foarte, foarte mulți români care sunt foarte faimoși în străinătate, um, ar putea această imagine ar putea să fie schimbată și, uh, cum să spun, uh, să devină o imagine pozitivă, nu cu multă greutate. Muzica fiind, tot vorbim de muzică, muzica fiind un limbaj universal, deci uh, este cel mai ușor. Bun, vorbim de muzică, limbaj universal și de centenarul României și de lucrurile frumoase care se petrec în România. Pe 8 și pe 9 noiembrie, la Ateneul Român, veți o surpriză frumoasă pentru toți românii. Da, aș vrea să lărgesc această discuție un pic. De ce? Fiindcă a, noi avem mai multe, nu știu, obișnuințe aici, noi. Vreau să spun că fiind implicat pot să vorbesc de noi. A, și anume faptul că ne centrăm pe evenimente. Părerea mea este că trebuie să ne concentrăm pe ceea ce putem să construim pe termen lung. De exemplu, în cazul filarmonicii George Enescu, unde sunt dirijor principal, unde am pus la punct această stagiune centenară de care vorbim, Filarmonica este o instituție excepțională, este o instituție una din cele mai vechi din Europa, are 150 de ani de existență anul acesta, 130 de ani al Ateneului, împreună cu centenarul României. Deci noi vorbim de Filarmonica și de Ateneu, care sunt cu mulți ani înainte de crearea României moderne. În plus, Filarmonica are o tradiție absolut de primă clasă, excepțională în ce privește artiștii care au venit în mod regulat în stagiunile filarmonicii. Asta se întâmpla între cele două războaie mondiale. Um, ideea este și dorința mea și ceea ce încerc eu să fac prin eforturile mele, este ca încetul cu încetul să ne apropiem de această tradiție. Și aș vrea foarte, foarte mult ca în curând, Filarmonica să devină ceea ce ar trebui să devină, și anume să fie prima instituție muzicală a țării, la același nivel cu primele instituții muzicale din alte țări. Să devină într-adevăr ambasadorul cultural care ar trebui să fie și să fie sprijinită din punct de vedere financiar de către stat și mai ales din punct de vedere al legislației, care este absolut depășită și perimată. Legislația care există acum și finanțarea care există acum nu permite excelența. De ce? De asta simplu. Fiindcă nu sunt suficiente. Legislația este veche, este o legislație care nu face decât să blocheze, nu ajută creativitatea, iar finanțarea este total insuficientă. Cum ați găsit atunci fondurile cât să reuniți? Pentru că vin niște oameni speciali în România pentru aceste concerte. Povesteați de un invitat special da, pe care l-aduceți. Da, nu, am făcut, și de... am făcut o, o stagiune, am început o stagiune care uh, recunoaște tripla aniversare. 150 de ani ai 130 de ani ai Ateneului și Centenarul României. Uh, în cadrul acestei stagiuni avem o serie uh, de concerte care se cheamă Concertele Centenarului la Ateneu. Și aceste concerte sunt... Um, Corespund cu perioadele centenarului, decadele importante ale celor 100 de ani de istorie a României moderne, um, și în același timp sunt un um, omagiu uh, tradiției excepționale pe care Filarmonica a avut-o prin specii compozitori, uh, dirijori, solisti care au venit aici în mod regulat. Um, această stagiune a fost propusă ca proiect în martie la Ministerul Culturii și n-am primit niciun răspuns. A trecut timpul și la un moment dat am zis hai să găsim totuși o soluție. Până la urmă au venit niște bani, mult mai puțin decât trebuiau, dar au venit prea târziu. Între timp am făcut această stagiune cu ajutorul parteneriatului cu ICR, care ne este partener principal, și cu ajutorul sponsorilor, precum Banca Alfa, care sponsorizează aceste concerte din 8 și 9 noiembrie. Ne permitem să invităm un solist ca Mișa Maeschi, care este unul din cei mai mari celiști din lume, și, în afară de asta, este și o personalitate foarte interesantă. Cu alte cuvinte vom avea ce, ce asculta și da, savura simt, și descoperi. Simt, simt. Există o percepție asupra muzicii. Uh, uh, de acest fel că este greu de, de ascultat de o ureche care nu este antrenată. Nu, este o percepție care uh, mi se pare greșită. Bine. Depinde și ce repertoriu asculți. Însă eu am avut foarte, foarte multe uh, ocazii, enorm de multe ocazii, începând de la vârste de copii până la oameni în vârstă care nu erau, nu cunoșteau muzica clasică, nu erau educați uh, să asculte muzica clasică, uh, care au avut o reacție extraordinar de entuziastă. Pot să dau pot să dau un exemplu chiar din România. Acum 2 ani am făcut o operă de Wagner, Parsifal, care este cea mai ezoterică operă a lui Wagner. Am făcut-o la Ateneu, dar am făcut-o cum trebuie. Și la care va veni <coughs> și președintele Așa. României. Dar cel mai important lucru urmează. Am făcut-o cu cei mai buni cântăreți, am făcut-o cu cea mai bună producție care se putea face în Ateneu, deci a fost ceva la cel mai înalt nivel. Aici e foarte important. Asta e foarte important. Uh, am adus la repetiția generală și la spectacole tineri de 15-16 ani de la liceele teoretice, care au fost absolut impresionați și absolut entuziaști la sfârșit. Uh, Profesorii lor uh, profesorilor, Um, au vorbit cu ei după aceea, și au scris tot felul de mini-esei mini uh, despre acest uh, eveniment, și am primit câteva, și a fost impresionant să văd uh, cum s-au exprimat și cât i-a afectat și cât i-a marcat acest eveniment. Ei fiind total ignoranți de ce înseamnă Wagner și ce înseamnă opera și așa mai departe. Deci, cred că i-am câștigat. Cu alte cuvinte, trebuie gustat odată ca să-ți deschide apetitul. Dar trebuie gustat în condiții în care este făcut foarte bine. Publicul, ca public, ca și colectiv, chiar dacă nu este educat pentru a asculta această muzică, are un simț, un simț natural, își dă seama când ceva este foarte, foarte bine și îți dai seama când ceva este, îl atinge la suflet și muzica te atinge la suflet fără ca să-ți dai seama dacă este făcut bine. Asta e cel mai important. Bine. spre deosebire de muzica pop, rock, unde intervin foarte multe filtre suprapuse peste ceea ce ajunge la public, muzica clasică este mult mai pură și atunci bănuiesc că se simte mult mai rapid. Da, și, și fiecare și-o simte în felul lui. Deci este o experiență, cum să spun, mai personală. Când te duci la un festival de muzică electronică, e clar că e o altă experiență, o experiență colectivă, fiecare are aceleași mișcări, în aceleași... deci e altceva, alt e un alt vibe. E ok, dar muzica, colecti... muzica clasică este mai, mai individuală ca, ca experiență. În afară de muzică clasică, ce ascultați? Tot. Ascult tot. E vreun artist care vă inspiră? Uh, mă inspiră artiștii din muzica clasică, cu, mai ales cei cu care am lucrat, am lucrat uh, în mod uh, direct cu ei, uh, unii nu, nu mai sunt, alții continuă uh, să concerteze, însă inspirațiile îmi vin de acolo și îmi vin și de la alte, din alte domenii, dar ascult tot felul de muzică, nu sunt, uh, nu sunt limitat la muzica clasică. Sunteți o persoană foarte pasionată de ceea ce face și asta se simte de fiecare dată când vorbiți, când sunteți pe, pe scenă. Cât de greu este să aduci la un loc foarte mulți oameni pasionați să lucreze împreună și mai ales să iasă ceva uniform. În um, momentul când ai oameni care, care văd lucrurile în același mod, când sunt oameni doritori să, să într-adevăr, să facă muzică la cel mai înalt nivel și care au o. O, exper o experiență de viață și o pregătire profesională de înalt nivel nu este greu. Nu este greu, fiindcă în momentul acela este colaborare. În momentul acela este, cum să spun, o, o întâlnire a oamenilor care au același scop și ne înțelegem foarte, foarte repede. Problema intervine când există oameni care vin sau cu mai puțin interes. Sau cu o experiență care nu este chiar ce trebuie din punct de vedere profesional, sau o mentalitate care nu este uh, o etică, sau o mentalitate pozitivă. Atunci este greu. Dar asta e treaba dirijorului. V-ați gândit vreodată să faceți altceva? Să fac altceva? Sigur că da. Uh, când eram mic, vroiam să fiu arhitect. Vreau să fiu arhitect și uh, chiar mă gândeam serios, dar nu eram bun la matematică și pe vremea aceea nu existau calculatoare, deci trebuia să fii foarte bun la matematică. Dar și în ceea ce faceți acum, cred că e nevoie de matematică. Într-un fel, pare da. totul foarte calculat. Într-un fel, da, e foarte precis. E foarte precis. Noi lucrăm cu. Lucrăm, e, e foarte interesant într-un fel, fiindcă lucrăm cu sentimente, lucrăm cu impresii, lucrăm cu atmosferă. Dar, în același timp, când te uiți la partitură, și când îți dai seama că sunt 100 de oameni pe scenă și toți trebuie să cânte absolut perfect anumite, anumite lucruri și să se sincronizeze, și mai ales să, se, să fie o balanță între o secțiune sau alta, îți dai seama că este super, super matematic și precis. am uitat fascinat la dumneavoastră și la alți dirijori în momentul în care dirijează și încearcă să-și ghideze orchestra, da. în cazul în care închizi sunetul și este da. pe mut, aproape că reușești să asculti o muzică. Poate nu chiar muzica... Da. În care merge în, în acel moment. Da, e un, e un fenomen foarte ciudat când, când te gândești că este singurul, cred că este singurul domeniu în care limbajul este un limbaj al unor gesturi foarte, foarte specializate se simte și, și fine. se exact. Se simt momentele intense, se simt pauzele. Da, astea sunt mai evidente, dar sunt multe, multe alte detalii care sunt comunicate tot așa prin gesturi care sunt înțelese de muzicieni și trebuie, fi, e comunicare. De fapt, e vorba despre comunicare. Comunicare. Și nu numai gesturi, dar e și uh, cu ochii, cu... E un limbaj corporal care este foarte subtil. Uh, bine, publicul vede lucrurile mai, mai mari, mai, gesturile mai, mai mari, însă este un limbaj foarte ciudat. Ce diferențiază doi dirijori? Unul să fie mediocru și altul să fie excelent? Um, la bază este bun, clar, pregătirea, talentului și așa mai departe, dar la bază este faptul că momentul când un dirijor are în cap și în urechi și în el, are um, cunoștința de ce ar vrea să producă, să, să, ce ar vrea orchestra să producă și este ferm convins de acest lucru deci are tăria convingerilor, în momentul acela, indiferent de cât de bun este el ca gesticulație, poate să comunice aceste idei și aceste convingeri orchestrei care răspunde. Sunt dirijori care au gesturi care sunt foarte, foarte precise, dar care nu au aproape nimic de spus. Și în momentul ăla, muzicienii care sunt super, super sensibili la lucrurile astea, simt că ceva nu e, nu e chiar... Ruzav. Fiind în anul centenar și vorbind de aceste concerte speciale, care sunt piesele care credeți din muzica clasică care reprezenta cel mai bine România? Păi, cum am spus, încercăm să avem concerte care se, care se potrivesc cu anumite perioade ale centenarului. De exemplu, concertul pe care l-am facem acum, în săptămâna aceasta, e un concert care se cheamă Începuturi. Începuturi de ce? Facem un preludiu la unison de Enescu, scris în tinerețe, facem concertul 2 de Rachmaninov de pian, care a fost scris în 1900, deci la începutul secolului 20, și Sinfonia întâia de Mahler, care a fost scrisă în 1888, anul când s-a inaugurat Ateneul. Deci, într-un fel, aceste, aceste piese au fost auzite pentru prima dată în relație cu Ateneu sau în relație cu începutul secolului, într-un fel se leagă cu perioada istorică. O piesă care ar defini România de astăzi? De astăzi? Asta este greu. Nu cred că există. Cred că nu există. Există undeva în zona liniștită sau niște accente nu, foarte nu grave. Nu există. România de astăzi este o România care este foarte complexă. E o Românie foarte complexă din multe, multe, multe puncte de vedere și dacă aveți vreo patru ore putem să discutăm de chestia asta, dar cred că ar dura prea mult. Priviți cu optimism la ceea ce urmează sau credeți că sunt toate luptele deja pierdute? Nu, n-ar -ar trebui să fie pierdute, fiindcă dacă zicem că sunt pierdute, înseamnă că ne închidem în casă și așteptăm să murim. Uh, nu, privesc cu optimism, optimism din cauza că, în primul rând, sunt o persoană care întotdeauna încearcă să găsească soluții să fie lucrurile mai bine, altfel nu m-aș implica. De exemplu, eu nu neapărat am nevoie să vin în România ca să fac concerte. Cum v-am spus, vin în România din cauza că am primit o educație extraordinară, mi s-a dat în România ceva important cu care după aceea în alte locuri am fost competitiv imediat, și acum am ajuns la o vârstă și la o experiență când mă întorc ca să dau și eu înapoi. De aceea am făcut fundația cu care fac proiecte, și de aceea mă implic și cu Filarmonica și uh, încerc să fac proiecte care să îmbunătățească lucrurile în domeniul meu. Ați vorbit de, de tineri, de copii, de oameni pe care îi aduceți să descopere acest gen de muzică și ceea da. ce, ce faceți? Cum vi se pare pă, tineretul din ziua de astăzi, sună dubios ceea ce am zis? Cum vi se par tinerii care vin din urmă? În acest domeniu. Există talent, există pasiune. Talent există, pasiune există, nu există școală. Nu există școală și nu există o mentalitate și nu există un cadru în care aceste talente să se desfășoare. Și atunci majoritatea pleacă. Și aici este o mare, mare problemă. Ne pierdem viitorul, ne pierdem generația viitorului, și asta se pare că se întâmplă în alte domenii. Este un lucru care ar trebui să ne îngrijoreze foarte, foarte mult. Este o investiție pe care ar trebui să o facem. Într-un fel sunt și niște bani pierduți, sunt, sunt investiții pierdute, fiindcă dacă stăm să ne gândim la toți inginerii și medicii care pleacă, ei au fost școliți aici. Banii aceia au fost plătiți de stat ca să fie școliți în România. E. Dacă pleacă înseamnă că banii au fost pierduți. Fiindcă în momentul când ai dat bani ca să, ca să obții un, o licență sau un master, toți profesorii aceia, toată universitatea aceea a fost plătită de stat. Deci ai pierdut banii ăștia. Oamenii nu-ți mai dau înapoi investiția pe care ai făcut-o tu ca stat. Deci aici este o politică, se pare o politică un pic uh, ignorantă în, într-un într sens. Fiindcă ar fi lucrul cel mai important. În momentul când ai făcut o investiție într-o generație, să-ți ții generația cu tine, nu să o lași să plece. Dar nu obligată, probabil, prin lege să rămână după facultate niște ani? Nu, nu, nu nimeni, nimeni nu stă după lege. To toată lumea trebuie să stea din, din propria voință, din cauza că condițiile de lucru și condițiile personale sunt bune. Altfel, fiecare este liber. În... Doamne, ajută, acum se poate călători, pe vremea mea nu se călătore așa. Da. <laughs> nu știm exact care și cum sunt vremurile în modul în care se reconfigurează Europa în această perioadă. Bine, Europa e deschisă. România face parte din Europa. Noi avem un fel de ambiție, un fel de excepționalism românesc prost înțeles în care noi știm mai bine, noi suntem cei mai grozavi. Nu-i cazul. Deci ar trebui să, să știm ce putem să facem. Suntem un popor inteligent, suntem un popor talentat, suntem un care are suflet și nu e puțin spus, fiindcă sunt multe altele popo alte popoare care nu au sufletul românului, dar în același timp Cred că de multe ori orgoliu ne încețoșează mintea și trebuie să fim câteodată mai realiști și să ne dăm seama că avem multe de învățat și avem multe lucruri de, de făcut mai bine, de corectat. Vorbim de lucruri de făcut. Există vreun lucru pe care ați vrea să-l faceți și încă nu ați apucat? Sincer, motivul pentru care continui să, să mă întorc în România în mod regulat și să mă implic și cu fundația am făcut multe proiecte, am pus foarte mult efort, foarte mult timp și banii mei personali, ceea ce e o dovadă că nu vorbesc teoretic, deci nu, nu fac asta din elicopter. O fac la, la sursă, la bază. Um, Cred că ar trebui să, să fim foarte, foarte atenți cu educația. Aici este foarte, foarte important. Și educația, din toate punctele de vedere, nu numai profesională, dar și valorile. Valorile, educația, modul de comportament și așa mai departe. Aici avem niște probleme de identitate. Ați spus de valori. Vă simțiți apreciat în România? Cred că oamenii apreciază faptul că m-am implicat, încerc să. Fac cât mai bine, uh, vorbiți cu ei. Știu. Dincolo de publicul care da. vine la spectacolele pe care le faceți, și de regulă sunt da. sold-out toate. Da. Cred că și eu acum este foarte greu de prins un loc la ceea ce pregătiți, uh, din partea statului, din partea oamenilor care ar trebui să vă ofere oarecare încurajare, pentru că, după cum spuneam și la început, sunteți un ambasador cultural al României. Eu nu, eu personal, fiindcă aici vorbim de un sistem. Uh, eu îmi fac datoria, chiar îmi fac datoria, indiferent de faptul că primesc din când în când o laudă sau nu. Dar aici e vorba de sistem. Sistemul nu funcționează. Sistemul nu funcționează. Legislația care există acum, vorbesc de cultură. Acolo mă pricep. Legislația care există acum este o legislație de mult perimată, o legislație care este foarte stufoasă și care blochează. Blochează creativitatea, blochează, blochează cam tot. Instituțiile sunt blocate și ele. De câte ori vrei să faci ceva, se spune de ce nu poți să faci. Nu avem, cum să spun, obișnuința să ne adresăm, să fim creativi, să ne adresăm sponsorilor, să ne adresăm altor entități. Așteptăm să ni se dea. În același timp, Prea multe decizii sunt luate de oameni care nu au competență. Și aici este fatal. Începând de la birocrați și până la cei care conduc multe instituții. Sunt, uh, e o, e o, o problemă de, de competență. Um, și sunt, sunt anumite blocaje. Uite, hai să dau un exemplu. Um, ca să intri, să intri la un concurs într-o orchestră orice ar fi la operă, la filarmonică, oriunde, este o condiție să vorbești să scrii românește. În momentul când ai pus condiția să vorbești să scrii românește, în momentul ăla ai limitat numai la români. Noi suntem în Europa, Uniunea Europeană, nu? Așa cum foarte, foarte mulți uh, muzicieni români fac parte din orchestrele străine, peste tot, dar noi nu ne vindem țara. Bufteam? Noi nu ne vindem țara. Nu, 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 vă rog, nu vorbiți, nu vorbiți cu, cu, cu slogane, că nu, nu e cazul. Eu sunt pragmatic. Așa cum românii tineri foarte, foarte buni se duc și sunt în orchestrele din Spania, din Franța, din Germania și în locuri foarte importante. Noi avem muzicieni care sunt în poziții de, de excepție în aceste, în aceste țări. Um, tot așa, europenii ar trebui să vină aici, să vină aici și să, și să colaboreze, și atunci ar fi uh, un schimb de experiență și ar fi o, un beneficiu pentru, pentru ceea ce facem noi. Și poate în acel moment și școala românească ar primi o, o injecție de, de competență, de entuziasm și de profesionalism de care are nevoie. O să vă rog frumos să ne uităm la cei care ne urmăresc video da. în acest interviu și la cei care ne ascultă în acest moment la Europa FM și să le transmitem o invitație din partea unui om foarte, foarte pasionat și talentat pentru a-și deschide sufletul și a descoperi ceea ce înseamnă muzica clasică și cum ar trebui muzica să unească oamenii. Eu o invit la concerte, în primul rând, la concertele Centenarului pe care le-am făcut la filarmonică și care se vor desfășura în octombrie, noiembrie și la începutul, lui, chiar până la 20 ceva decembrie. Deci, aproape înainte de Crăciun. Sperăm să putem continua această, acest proiect, această stagiune, și în perioada ianuarie-iulie, și spun sperăm, de ce? Fiindcă o altă anomalie românească, bine, noi fiind întotdeauna mai, mai specialiști și mai special, da, este că nu poți să planifici nimica după 31 decembrie, fiindcă bugetele se fac pe, pe an. Ok, dar peste tot în lume. Orice orchestră, orice teatru de operă Orice instituție, din nou vorbesc de muzică Dar probabil și la teatru este la fel Funcționează pe principiul unei stagiuni Deci din septembrie până în iulie Dar noi nu putem să planificăm nimica Începând din ianuarie până când nu avem bugetul În mod normal bugetul ar trebui să vină în decembrie Dar cum știm foarte bine De multe ori lucrurile se întârzie sau la buget sau la rectificarea bugetară. V-am spus că. Și asta înseamnă poate planificarea de la Poate V-am spus că sunt și manager, nu numai dirijor. Așa. Deci, planificarea trebuie făcută în funcție de realitatea politică. E, nu se poate face o planificare pentru că realitatea politică spune că dacă se întârzie cu bugetul, trebuie să aștepți. Fiindcă dacă cheltuiești bani pe care nu i-ai, atunci e chiar rău de tot. Um, să nu uităm un alt lucru. Um, toți artiștii de cât de cât de renume trebuie să-și facă planificarea doi ani înainte. Deci asta automat elimină orice artist important. Deci lucrăm în condiții care sunt, de fapt, cum să spun, trebuie să dansăm foarte grațios, dar cu picioarele legate și cu mâinile legate la spate. Cam, cam asta ar fi. Într o interpretare o mai prestrânsă ar însemna cum politica și jocurile politice ricoșează în nu, domenii... Nu, ar fi foarte simplu, ar fi foarte simplu. Nu pretind ca bugetele să se facă pe, pe, la nivel de țară pe trei ani. Păi să zicem că nu se poate. Dar în cazul unor instituții culturale care au un profil definit, nu le-am inventat acum și a existat dintotdeauna, se poate face o anumită adaptare ca să putem să ne facem treaba. Nu-i sfârșitul pământului, nu vorbim de sute de milioane de euro, vorbim de bani, puțin de fapt, ca să putem să, să facem ceva care este de calitate. Altfel, e foarte, foarte greu. Și ca acest exemplu mai sunt multe, multe altele. Haideți să terminăm, totuși, într-o notă optimistă. Cei doriți României? Schimbarea legislației. Și atât. Păi, uite, stai puțin. Nota optimistă este o notă în care vorbim poezie. O schi... Stați un pic, vă da. opresc, Că au schimbat legislația, suntem la scurt timp după ce s-au tot eu schimbat. Nu, eu nu vorbesc de legislație, <ră> nu mă bag, v-am spus, nu mă bag la lucruri care, care deci nu. Deci o sunt schimbăm. De legislația mea. depinde nu. în ce domeniu. Nu, nu, nu. nu, nu. Eu, eu sunt foarte precis, foarte pragmatic și uh, cunosc limbajul românesc, care este foarte floral și care este foarte poetic și încerc să le evit. Uh, sunt pragmatic în ce sens? Nu poți să faci lucrurile care sunt frumoase și care sunt poetice, care sunt de artă, dacă nu ai condițiile care să fie realiste. Deci, de asta vorbesc. În domeniul meu, nu mă bag, nu vorbesc de. De legislația de care vorbiți dumneavoastră? Nu, vorbesc de altceva. Vorbesc de legislația în domeniul muzicii, care trebuie adaptată la specificul uh, acestei uh, Bresle. Nu? Și în momentul acela, uh, dacă avem această posibilitate ca să lucrăm, în momentul acela putem să vorbim și de niște proiecte înălțătoare. Uh, ca să terminăm cu un, uh, cu un element mai pozitiv, uh, faptul că cumva, și din nou este ceva pe care nu prea înțeleg, dar trebuie să-l întrebați pe Mihai Constantinescu, directorul festivalului Enescu, uh, cumva am ajuns că festivalul Enescu se descurcă. Dar festivalul Enescu are o situație și mai grea din cauza că invitând orchestrele cele mai mari și artiștii cei mai mari trebuie să gândească trei ani înainte, nu nici măcar doi ani. Dar contractele nu se pot face decât în anul festivalului. Deci aici intervine uh, o perioadă de, de, de uh, cum să spun, neliniște, de vreo 2 ani în care um, sper că artiștii care nu au contracte nu o să dispară. Și înțeleg că în spatele unor artiști frumoși care ies în față există niște oameni nebuni care își asumă toate riscurile astfel încât să nu, treacă nu peste sunt aceste sunt niște oameni, niște oameni, nu, nu, sunt niște oameni care, care vor să facă o treabă foarte, foarte bună. Și lucrează cu un handicap um, care nu există nicăieri în lume. De aceea, acest excepționalism românesc prost înțeles, din când în când, în mod foarte specific, ar trebui rezolvat. Atâta. Nu, nu, încerc, nu încerc să schimb uh, lumea, nu știu cum să spun, dar în domeniul meu cunosc situația foarte bine și aș vrea ca lucrurile să fie mult mai bune. Cred că merităm acest lucru merităm din cauza tradiției pe care avem, care în muzică este foarte frumoasă, și din cauza um, uh, faptului că avem talente tinere care, care se dezvoltă și care apar tot timpul și ar trebui să-i ținem aproape, ar trebui să construim. Vorbiți de pozitiv. Eu vreau să construiesc, eu sunt o persoană care vrea să construiască. Pe mine nu mă interesează galele, nu mă interesează evenimentele unice eu știu, de preferință cu un pic de mapping pe clădire sau cu lumini sau... Nu mă interesează asta. Pe mine mă interesează uh, o stagiune făcută frumos, mă interesează un nivel al unei orchestre ca filarmonica uh, în creștere și în, în progres tot timpul. Asta este important. Deci, Vreau să fim demni de numele George Enescu, vreau să fim, să fim demni de tradiție și de și să construim un viitor. Deci, sustenabil, că se tot vorbește de sustenabil. E, asta mă interesează. Vă mulțumesc mult de tot. Cu plăcere. Europa FM, pe aceeași frecvență cu tine.